Această melodie este făcută special pentru voi, ca să înțelegeți adevărul. Nevinovat. La ora 6 a început percheziția. La 10 deja știa toată România. Pentru familia mea a fost un moment greu. Un mandat de arestare pe numele meu. Mi-ați făcut mama să plângă pe la tribunal, așteptând să se dea soluția la dosar. Încurajam și îi spuneam că totul va fi bine. Stai mama liniștită, vin acasă mâine. Sunt nevinovat. Despre infracțiuni eu doar am cântat. Un om care libertatea o iubește, nici prin cap nu-i trece să se facă pește. Domnule procuror, sunt nevinovat. Despre infracțiuni eu doar am cântat. Un om care libertatea o iubește, nici prin cap nu-i trece să se facă pește. La ProTV, Antena 1 și la Canal D, am apărut că racolez toate fetele. Că fac parte dintr-un grup de periculoși și pe spatele la fete câștig bani frumoși. Sunt supărat, revoltat și vine să mor, că m-am văzut toată țara la televizor cu cătușele de mâini la poliție, acuzat pe nedrept de prostituție. Sunt nevinovat. Despre infracțiuni eu doar am cântat. Un om care libertatea o iubește, nici prin cap nu-i trece să se facă pește. Domnule procuror, sunt nevinovat. Despre infracțiuni eu doar am cântat. Un om care libertatea o iubește, nici prin cap nu-i trece să se facă pește. Sufletul meu știe doar Dumnezeu. Legat de aceeași cătușă cu fratele meu, acuzați că am încasat ancuri de milioane, spălare de bani și trafic de persoane. Martorie Dumnezeu, mă declar nevinovat. N-am făcut trafic de persoane, nici bani n-am spălat. Banii care i-am sunt doar din cântat. Mă numesc Dani Mocanu, artist consacrat. Sunt nevinovat. Despre infracțiuni eu doar am cântat. Un om care libertatea o iubește, nici prin cap nu-i trece să se facă pește. Domnule procuror, sunt nevinovat. Despre infracțiuni eu doar am cântat.